asta. Bună alegere! Poftiți! Poftim, Betty! Să mergem, draga mea! Delicioasă! Stai așa, scumpo, trebuie să răspund la telefon. Alo? Ah, bună! Mă bucur să te aud! Mami! N-a făcut-o! Nu te cred! Ok, Betty! Am cafeaua mea! Ar trebui să ridic! Pare murdară! Unde mi-a dispărut balonul? Nu! Vin înapoi! Îmi pare rău, balonule! De ce li se întâmplă chestii rele oamenilor buni? Betty, ce s-a întâmplat? Oh, te sun eu înapoi! E ok, scumpo, o să rezolve mami problema. E o urgență! E o plăcere să facem afaceri. Ar fi trebuit să-mi continui facultatea. Trebuie să nu se mai întâmple chestia asta. O să înfășor panglica în jurul acadelei. Ar trebui să meargă. Poftim, Betty! Wow, mersi, mamă! Uite, balonul meu nu mai zboară! Oh, ce drăguț, scumpo! Sunt așa fericită! Mami! Te salvează, mămica! A fost interesant! Ce zi! Hai să mergem să o vedem pe mami! Bună! Te-ai distrat la școală? Pantofii tăi sunt puși greșit! Bună, mami! Bună, dragă! Școala a fost plictisitoare, mami! La fel și munca! Ce avem la cină? Eh, sunteți acasă acum! Descălțați-vă și duceți-vă la joacă! Mă duc să desenez! E necesar o rezolvare rapidă. Știu exact ce e de făcut. Scoate branțurile din pantofi, printează un personaj din desene pe o hârtie rotundă și tai-o pe jumătate. Pune lipici pe partea cealaltă a hârtiei. Apoi lipește partea stângă a desenului pe branțul stâng. Fă la fel cu branțul drept. Pune branțurile în pantofii care trebuie și acum poți diferenția stângul de dreptul. De ce nu te duci afară la joacă? Da! Mami! E un iepuraș în pantoful meu, dar arată cam ciudat! Mult mai bine! Wow! Ce simplu e! Ai reușit, scumpo! Bravo! Ceva nu e în regulă! Stai așa, mă descurc eu! Pantofii mei se uită la mine! Dacă... poate merge să... e complicat! Am reușit! Dacă-l pun pe ăsta aici, simplu! Era cât pe ce să par un tântălău! Așa, mult mai bine! Pe curând, mami! Sunt așa norocoasă să am o familie minunată! Prostuță, dar minunată! Didit, ai grijă, mami! Ce? Nu acum! Mami încearcă să-și vadă serialul! Vrum! Ce ți-a zis, mămica scumpo? Du-te și joacă de acolo! Vrum! Didit! Ups, îmi place jocul ăsta! Mami e așa prăstuță! Păzea, mami! Capul tău e șoseaua! Oh, gata! Vino aici! Scuze, mami! O să fac liniște! Prea târziu! O să lipesc o bucată de bandă adezivă pe podea! Cred că ajung câteva fâși în plus de bandă adezivă! Gata! Poți să ies acum? Încă nu! Mami lucrează! O să folosesc markerul ăsta ca să mai desenez ceva. Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme. Am terminat! Iubito, vino aici! Mămica are o surpriză! Ador surprizele! Ce zici? Wow! E o șosea! Mașinile mele pot să meargă pe ea! Mersi, mami! Abia aștept să o testez! Vrum, vrum, vrum! Rom! Eu, scumpă! Acum pot să mă uit liniștită la televizor! Uitați ce cercei noi am! Wow, steluțe! Cât de cool! Aș fi vrut și eu să am cercei frumoși ca ăia! Pa! Pa! Nu-i corect! Eu nu am niciodată chestii frumoase! Măcar jeleurile astea o să mă facă să mă simt mai bine! Stai! Jeleurile astea mi-au dat o idee! Ar putea să meargă, adică arată destul de bine! Ah, pe cine păcălesc? Am jeleuri lipite de urechile mele! Bună, draga mea! Cum a fost la școală? Tati, vreau cercei frumoși! Stai liniștită! Tati e aici!
Am nevoie doar de cariocile astea și de perforatorul ăsta. Mai întâi ia o caserolă de mâncare și desenează niște fructe. Decupează cu grijă formele. Folosește perforatorul ca să găurești plasticul. Pune-le pe o tavă și bagă-le în cuptor. Când s-au micșorat, scoate-le din cuptor. Bagă un agățător de cercel prin plastic. Cercei frumoși! Ta-da! Poftim! Ce cool! Abia aștept să-i pun! E tare greu să mă decid ce să port! Cireșe! Sunt perfecte! Mersi, tati! Poftim! Ia-l pe ăsta! Îl meriți! Cred că mi se potrivește! Chiar se asortează cu ochii mei! Bună, frumușelule! Oh, ce rău mă doare! Mamă! Mamă! Ajutor! Ce ai pățit? Vai de mine! Ești bine? Biata mea fetiță! Ce s-a întâmplat? Ah, nu pune mâna, mamă! Mămica o să facă să fie totul bine! Stai puțin, cred că am o idee! Îmi dai telefonul tău? Ah, Popit! Atât de captivant! Mamă, sângerez aici! Hei! Ce? Ah, scuze! Revin imediat! Wow, oare-i pasă? Mamă, ești acolo? Ce mai face fata mea specială? Ia uite ce am eu! Astea sunt pentru coatele tale, genunchii tăi și să nu uităm de capul tău! Wow! Mersi, mamă! Acum pot să cad de pe skateboardul meu toată ziua și să nu mă rănesc! Arăți minunat și ești în siguranță! Pot să mă întorc la joacă? Normal, du-te! Mama mea e cea mai tare! Ura! Din apăsatul chestiilor ăstora! Ce drăguță e! Uite cum mi se mișcă mânuțele alea mici! Sunt așa rapide! Cine are chef de paste? Cred că ți s-a făcut foame de la atâta butonat! Poftă mare! Ești prea ocupată, nu? Poate ai nevoie de ceva mai interesant! Mâncarea asta pare mai apetisantă? Nu, mersi! Ce mofturoasă! Răspunsul era aici de la început, știu! Mai întâi ne trebuie apă clocotită! E timpul pentru un strop de culoare! Acum vin pastele! Intrați acolo, fetelor! După ce s-au făcut moi, scoate-le cu un clește! Ia uite ce de culori super distractive! Prânzul e gata! Poate asta e mai pe gustul tău? Ha? Zici că sunt tăiței Popit? Brusc sunt moartă de foame! Ești cea mai tare mamă din lume! Ador când îmi spui asta! Cremă de ciocolată! Neața, ai dormit bine? Te rog, spune-mi că ai ciocolată și nu altceva! E așa gustoasă! Cred că mai trebuie! Așa! Dezgustător! Cine te-a învățat bunele maniere? Oh, stai, eu am fost! Mai bine curăț pe aici! Mai e ceva în borcan? O banană? Bleah! Măcar mănâncă fructe! Ia să vedem ce mai e acolo! Suc? Cum de-ai posibil așa ceva? Ah, tinere, trebuie să facem ceva în legătură cu mizeria asta! Scoatem ochelarii! Mami, am făcut baie săptămâna trecută! Nici o scuză, trebuie să te spăl! Mami, vreau suc, nu apă! Asta are gust nasol! Nu te mai plânge! Dozatorul ăsta de săpun îmi dă o idee! Hai să te ștergem! E timpul pentru mâncare! Termină! O să faci iar mizerie! Încearcă asta! Ciocolată care țâșnește! Wow! Poftim! Ciocolată fără mizerie! O să întindem chestia asta! Dăm, dăm, dăm! Bun, bun! Mai mult! Fix cum îmi place! Papă tot, puiule! Sunt gata! Împieptem părul? Și ce ai pregătit pentru prânz? Un burger? Blea!
Iac! Merele astea mor, mamă! Cutie de plastic prostănacă! Stai puțin! Elasticele astea pot face mai mult decât să țină părul! S-a terminat cu merele stricate! Privește și învață! Mai întâi vine feliatul! Vezi? Uite-le! Dar n-am terminat încă! Elasticul vine în jurul lui! Da, eu am făcut șmecheria asta! Betty, scumpo, ți-am adus niște felii proaspete de măr! Acum hai să mergem la picnic! Am ales un loc grozav! Sunt gata să mănânc niște mere, mamă! Sper că-ți plac super proaspete! Acum e momentul adevărului! Sunt destul de proaspete astea pentru tine? Wow! Le-ai tăiat acum? Nimeni nu le taie pe astea ca tine, mamă! E plăcerea mea! Se compară cu o ceașcă de ciocolată caldă! Și acum laptele! Miroase delicios! Scumpo, ciocolata ta caldă e gata! Mersi, mamă! Fix ce-mi trebuia! Poți să iei și niște brioșe! Au! Prea fierbinte! Prea fierbinte! Arde! Oh, nu! Îmi pare rău! Ce să fac? Stai acolo! Mămica o să rezolve problema! Rapid, mamă! Mă doare rău! Cuburile astea de gheață o să te ajute! Stai liniștită! Cum e? Ah, e așa de bine! Slavă Domnului! Tăvița asta de cuburi de gheață ar putea fi utilă! Știu ce trebuie să fac! Pune niște pudră de cacao într-o cană cu apă! Amestecă bine! Până când pudra s-a dizolvat complet! Toarnă amestecul într-o tăviță de cuburi de gheață! Apoi bag-o în congelator până se întărește! Vrei niște ciocolată caldă? Ce? Nu! Orice, dar nu aia! Oh, nu fi prostuță! Uite, o să umplu paharul cu lapte cald. Apoi o să pun un cup de cacao. Ia uite cum se topește! O să amestec nițel. Gustă! Are temperatura perfectă, promit! Dacă zici tu... Ah, așa e! E grozavă! Mersi, mamă! Te jucării Pop-It! Să le aduc și pe restul! Cred că astea-s toate! Ups! Era să uit! În morman cu tine, o să o acopăr bine! Cred că suntem gata! Poți să intri! Wow! Ce-i asta? Ce de jucării Pop-It! O să ai nevoie de ochelarii ăștia de not! Mersi! Ok! Găsește jucăria Simple Dimple! Start! Ce tare! Îți expiră timpul! Hai, repede! Oh, e o întrecere! Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Hai, hai, hai! Nu-l găsesc! Stai! L-am găsit, mami! Am reușit! Bravo, scumpa mea! Sunt atât de mândră de tine! Acum hai să ne distrăm! Ești cea mai tare, mami! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri utile și distractive! Ador să gătesc! Este ca și cum aș medita! Mă întreb dacă... Recunosc mânuțele alea? Se crede atât de șireată, a? Ai mâncat destule jeleuri? Frate! E spre binele ei! Ce se întâmplă aici? Nu
ce mă urăști? Știi ce înseamnă alarma aia? E timpul pentru vitamine, mult mai bune decât dulciurile pline de zahăr. Dă mânuța, draga mea! Of! Ia-le tu! Știu! Vrei acadeaua asta? Dar trebuie să le iei pe astea mai întâi! Blech! Eram sigură că o să meargă, dar am o idee și mai bună! O să fie interesantă chestia asta! Geleurile sunt extrem de maleabile și pot să bagi orice în ele! E nevoie doar de o găurică sau două! Și gata! Poți să mai mănânci una? Papă tot! Un pic mai crocante decât de obicei! Am mers! Sunt o mamă genială sau ce? Încă un somn până merg la teatru. E atât de palpitant! Abia aștept! Ce somn oribil! Mă simt groaznic! Aciu! Mă doare tot corpul! Bună, somnoroasă! Eu nu mă simt așa de bine. Stai să văd, ai febră? Pune-ți asta pe frunte. Siropul de tuse o să te ajute. Gura mare! Bleah! Trebuie să te odihnești. Dar teatrul? Nu pot să-l ratez, îl așteptam de atâta timp. Îmi pare rău, scumpă, ești bolnavă. Ah, stai puțin, cred că știu cum să te înveselesc. Ia o cutie de cereale și decupează un dreptunghi. Întoarce cutia orizontal și lipește o bandă de hârtie autocolantă. Repetă treaba cu o hârtie autocolantă de o altă culoare. Alternează culorile până când acoperi toată cutia. Apoi folosește foarfeca pentru a decupa hârtia care acoperă gaura. În continuare ia două șervețele și pliază-le. Uite așa! Lipește șervețelele în interiorul cutiei. Fă două găuri în partea de sus a cutiei și bagă niște bețișoare de înghețată prin ele. La final desenează niște personaje pe un carton și lipește-le pe bețișoarele de la înghețată. Ești gata să vezi spectacolul? Wow! E grozav! M-am gândit că teatrul ar putea să vină el la tine. Cum ți s-a părut interpretarea? Ura! Bis! Aciu! Iu, a fost dezgustător! Sper că nu e ceva contagios. Putem fi bolnavi împreună? Grozav! Mi-am terminat desenul. Carioca asta s-a stricat. Poate dacă o bag în gură? Tot nu funcționează. Ce enervant! Ce carioca idiotă! Vreau să-mi termin desenul. Ai grijă, scumpa mea. O să folosesc pe asta roz. Nici asta nu merge. Era cât pe ce? Ia să vedem, ce ai pățit? Nu-mi pot termina desenul! Nu mai merg cariocile! Asta da problemă? Oare ce pot face? Știu, mami o să te ajute imediat! Grăbește-te! Ia un șervețel umed și împăturește-l. Apoi lipește-l de o bucată de scotch. Pune un bețișor de urechi peste șervețel și rulează-l, menține capetele bețișorului de urechi neacoperite. Acopere-l la final cu scotch și taie-l. Apoi picură cerneală colorată peste capătul bețișorului. Șervețelul umed va absorbi cerneala și așa ai obținut rapid o carioca. Poftim, scumpa mea! Wow! Poți să-mi continui desenul? E super! Mersi, mami! O să desenez soarele! Bravo, puiule! Ce distractiv e! Prieteni, intrați! Să mergem! Rapid! Deci, el e tata! Hai să-i facem o poză! Poftim! Încerc să-mi citesc ziarul! Scumpo, te rog! Nu merge. Ne trebuie un filtru.
Perforatorul ăsta e bun. O să folosesc perforatorul ca să găuresc foaia. O să se vadă diferența? Fix ce-mi trebuia! Hai să încercăm iar! Poți să ții tu chestia asta? Pune o lumină pe foaie! Iuhu, tată! Acum e mult mai bine! Hei, tu, vino aici! Nu sunt mulțumit, încearcă treaba asta! Pune o bucată de foaie colorată peste lumina telefonului tău. Lipește-o și ești gata să faci un selfie. Wow! Zâmbește! E super! E cea mai tare metodă de a face selfie-uri! Oh! Ah, abia așteptam momentul ăsta. Un pic de timp doar pentru mine. Ha, ador clipurile astea! Wow, uite ce mișcări! Mereu mi-am dorit să devin un maestru al karateului. Mâinile astea sunt niște arme periculoase. Aia! 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 Auleu! Au, m-a durut! Se pare că s-a încheiat cariera mea de ninja. Nu pot să cred că am fost atât de fraier. Bună, tată! Ce mai faci? Prinde! Scuze, scumpă, nu pot. Ah, tată, pare dureros. Stai, știu! Poate vrei să desenezi pe gipsul meu. M-ar înveseli. Normal! Și știu și ce să desenez. O să încep cu un cerc. Apoi fac niște sprâncene și niște ochi. O să-ți placă la nebunie, tată. Să nu uităm de limbă. Acum să trecem la colorat. Un pic de albastru pentru ochi. Sunt aproape gata! Ce zici? E tare reușit! Bravo! Sunt atât de talentată! Cu siguranță ești! Oh, ce dureros e! Risc să fiu bolnav! Bietul meu băiețel! Arzi! Nu e ok! Trebuie să te facem bine! E timpul pentru mămica asistentă! Ce-i asta? Glumesc! Asta-mi trebuie! Un pic de umor! Ăsta ne trebuie! Dar mie nu-mi place, e scârbos! Dar trebuie să te faci bine! Gura mare! Nu! Bleh! Mamă, nu-l vreau! Of! Uite, mami! Vreau un suc! Cred că știu cum să-l fac să bea medicamentul. Începe cu o doză goală de cola și desfăi partea din mijloc. Pune siropul de dus în doză, apoi închide la loc doza. Și bagă un pai în siropul de tuse. Ți-am adus un suc, dragule! Bea-l pe tot! Mersi, mamă! Ce băiat bun! Are un gust diferit, dar îmi place! Și titlul e distractiv. Mi se face somn. 1, 2, 3. Am o idee grozavă. Hai să desenăm ceva. Începem cu un dosar din plastic și vom desena niște animale pe el. Vom începe cu o oiță simpatică. Oh, cât e de adorabilă. Hai să facem și un puișor. Îi trebuie niște pene galbene. Arată bine! Acum cerul! Și niște iarbă verde și drăguță! Ce fermă aglomerată! Ia o bucată de carton negru și pune un dosar. Apoi desenează o lanternă și o rază de lumină. Bagă lanterna în hârtie în dosar. Ferma e luminată! Ce idee grozavă! Wow, mamă! Lilia, atât de frumoasă! O să mă însor cu ea într-o bună zi, dar mai întâi am nevoie de o gustare. Ah, aici erai! Bună, mamă! Ce faci? Jared, dinții tăi sunt dezgustători! Ah, ți-am adus periuța! Trebuie să te speli pe dinți! Haide! Nu! Ce mă fac? Știu! O să caut rapid pe internet! Ia uite! E Lily! Și se spală pe dinți!
Wow! Vreau să mă spăl și eu pe dinți! Dacă Lily o face, atunci o să fac și eu! E mentolată! Trebuie să și dansez! E distractiv! Ăsta e cel mai reușit! E un desen atât de frumos! Am nevoie de mai mult verde! Oh, uită pe artista mea mică! Bună, mami! Oh, nu! Ce-a fost aia? Sper să nu fii hamsterul! Ah, sunt creionele tale cerate! Nu! No, cum mai desenez acum? E ok! Mami o să găsească o soluție! Sper! De ce mi s-a întâmplat mie asta? E un dezastru! Forma asta ar putea fi utilă! Merită să încerc! O să pun creionele rupte în formă! O să umplu numerele! Astea sunt toate! Acum o să pun forma în cuptor! Ar trebui să se topească ceara! E ca și cum ai coace o prăjitură! Sper să meargă! E timpul să scot forma din cuptor! Cu grijă, e fierbinte! Le las să se răcească și apoi le scot din formă! Ce distractiv arată! O să le aranjez pe farfuria asta! Sper să-i placă lui Cheryl! Erau creioanele mele colorate favorite! E ok, draga mea! Ia uite ce are mami! Sunt creioane colorate? Sunt numere! Pe care să-l folosesc mai întâi? Uite, mama are diferite culori! Mă bucur că-ți plac! Le ador! Oh, nu! Mami! Oh, am nevoie de o vacanță! De ce? Au! Camera asta e un dezastru! Bună, mami! Știu! Trebuie să ies, dar vreau ca această cameră să fie curată până mă întorc. Dar, ok! Nu, nu! Ăsta e cel mai înalt turn din lume! Oh, nu! S-a întors mama! Trebuie să fac ceva și repede! Aspiratorul ăsta o să fie util! O șosetă? Stai, s-ar putea să meargă! O să pun șoseta peste furtunul aspiratorului! Apoi o să aspir toate piesele de Lego, adică le strâng rapid și nu le pierd! Mai trebuie doar să scot șoseta! Wow, ce multe sunt! Trebuie să ascund chestia asta! Ce treabă grozavă! Ha? Asta, da! Meriți o gustărică! Mersi! Fericiți până la adânci bătrâneți! Somn ușor, dragul meu! E atât de drăgălaș! Trebuie să nu fac gălăgie! Ce-a fost zgomotul ăla? Mami? Alo? Cine are nevoie de un cuțit? Sunt în rai! Mai mult! Nu e ceea ce pare! Mamă, nu iar! Trebuie să folosești chestia asta! Deșurubează sticla de apă din dozator, apoi umple-o cu Nutella! Cred că ajunge! Prinde dozatorul de sticla de apă! Mamă, salivezi! Întoarce dozatorul și pune o bucată de pâine dedesubt. Apasă! O gustare delicioasă, fără să faci mizerie! Vine avionul! Nu te mai prosti! Scuze, mamă! Ce deliciu! Trebuie să discutăm despre dependența ta de Nutella, mamă! Hopa! Păzia! Vrum! Bună, tati! Bună, scumpo! Ți-am adus geleuri! Wow! Mersi! Vreau și niște suc! Ce fată cu minte! Ce? E ok! Ups! Scuze, draga mea! Ăla era camionul meu preferat! Știu! Tati știe cum să rezolve treaba asta, dar am nevoie de cutia asta de carton! Scoate capacul de la o cutie de suc din carton! Înfige o frigăruie din lemn în capac și pune un pai peste frigăruie. Apoi pune un capac în celălalt capăt al frigăruiei ca să faci niște roți. În continuare, ia cutia de carton și pune lipici pe ea. Ne trebuie o dâră subțirică pe lățimea cutiei. După ce ai terminat, lipește roțile pe ea. Și un alt set de roți la baza cutiei.
Acum ia un balon și bagă un pai în el, prinde balonul cu un elastic din cauciuc și fixează-le pe cutia de carton. Uite ce are tăticul tău! Ce sunt? Mă gândeam să facem o cursă. O să-ți arăt eu. Ia-o tu pe asta. Wow! Dacă umflăm baloanele, ele o să meargă pe podea. Ești gata? Uite-le cum merg! Câștig! Mersi, tati!